زبان ما شرف Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom continua seria videoclipurilor în care eu vin către voi cu variante de buget, variante mai accesibile a unora din cele mai iubite parfumuri. Și a venit rândul unui clip foarte, foarte cerut de voi. Și anume, avem astăzi lupta, cu ghilimelele de rigoare, dintre Olimpea de la Paco Rabanne și Rose Noir de la Ahmed Al Maghribi. Dacă ați mai urmărit clipuri de pe canalul meu, cred că știți cu siguranță faptul că eu ador Olimpea. Totodată, cred că știți faptul că Rose Noir, chiar dacă nu era vorba strict despre el în videoclipurile respective, făceam ce făceam și ajungeam la vorba cum că ar fi una din cele mai mari descoperiri ale anului până în momentul de față. Dar zic să facem în felul următor. Voi lua Olimpea în primul rând, note, felul în care îl percep și așa mai departe, apoi vom continua cu Rose Noir, iar la final vă voi spune percepția mea și ceea ce am de gând să fac pe viitor, pe care dintre cele două îl voi reachiziționa. Și să începem, după cum vă spuneam, cu Olimpea. Ce avem așa la Olimpea? Note de vârf, iasomie de apă, mandarină verde și floare de ghimbir. Note de mijloc, vanilie și sare. Note de bază, ambergri, lemn de cașmir, lemn de santal. Chiar dacă le-am purtat, cel puțin Olimpea, îl tot port, dacă nu mă înșel, este al cincilea an, da? De 5 ani de zile. Tot sunt fiartă cu Olimpea, însă ca să-mi fie mai ușor, le voi repulveriza pe fiecare în parte. Bun. Olimpea, deja cum îl știți toate, este acel parfum cu vanilie sărată. Fix nota de sare, în percepția mea, îi conferă acel aer oceanic, însă un aer oceanic ușor mai aparte, dacă aș putea spune, în sensul că este un aer oceanic acompaniat de flori, da? Pentru că ei listează unde? Chiar în notele de vârf, iasomia de apă și floarea de ghimbir. Pe lângă floare de ghimbir avem și mandarină. Mandarina și floarea de ghimbir, în percepția mea, îi conferă acel aer de parfum exotic, parfum tropical. Un aer, cum să spun eu, ușor fructat. Da? Dar fructatul acela ce mă duce cu gândul la, după cum am spus, ceva tropical, ceva exotic. Nota de sare. V-am mai spus eu în alte videoclipuri. Nota de sare din Olimpea cred că este principalul motiv pentru care multe dintre voi aveți o relație de love-hate. Multe dintre voi vorbesc strict de doamnele și domnișoarele ce mi-ați scris pe Instagram. De ce spun asta? Vă mai spuneam eu într-un alt video că Olimpea, într-un fel anume, miroase pe pielea mea, pe pielea mamei mele miroase altfel,
iar pe pielea unei prietene, din nou, miroase altfel. Deci, nota de sare face o chimie anume în funcție de pH-ul fiecăreia dintre noi. Nu lasă parfumul Olimpea, nota de sare, nu lasă parfumul Olimpea să se dezvolte la fel pe toată lumea. Asta pentru cele ce aplicați parfumul și pe piele și pe haine. Din nou, mă repet, eu sunt genul care aplic și pe piele și pe haine, indiferent că e vorba de un parfum de designer, de nișă sau vreunul Middle Eastern, arabesc. Da? Eu nu am niciun fel de problemă. Și vă spuneam că sunt 5 ani de zile de când eu iubesc Olimpea. Acum am varianta de 80 de mililitri, prima a fost de 30, apoi am achiziționat o parțială de 50 de mililitri de pe unul din grupurile cu și despre parfumuri de pe Facebook. Nici nu mai știu. Apoi am primit-o pe aceasta, în paralel încă una de 30 de mililitri. Cert e că tot am băut Olimpea. L-am purtat și pe vreme rece, toamna și iarna. Și tot ce vă pot spune este faptul că pe mine, toamna și iarna, iese în evidență mult mai mult nota de vanilie decât nota de sare. Nota de sare strălucește fix acum, în perioada caldă a anului. Ca performanțe, din nou, strict pe mine, da? Strict pe pielea mea, strict la modul cum aplic eu parfum, câtă cantitate de parfum îmi aplic și așa mai departe, Olimpea duce în jur de 7 ore. Da. Cu o proiecție în primele 2 ore, 2 ore jumătate, undeva pe acolo. Bun. Asta este părerea mea despre Olimpea și vom trece acum la Rose Noir de la Ahmed Al Maghribi. Rose Noir a fost un parfum achiziționat blind. Sinceră să fiu, de-abia după ce am primit parfumul, după ce l-am comandat, unboxing-ul și primele impresii le găsiți aici pe canal. O să vă las video. Abia după ce am primit Rose Noir, abia după ce am filmat acel unboxing, am început să caut mai multe despre Rose Noir. Rose Noir, vă spuneam și în clipul în care am făcut unboxing, toți utilizatorii Fragrantica spun că se aseamănă cu Olimpea. Nu neg asta. Însă, din nou, gândurile mele vin așa buluc și uit să vă spun notele. Rose Noir, note de vârf: mandarină, trandafir. Trandafir, de ce accentuez? Trandafir nu este listat la Olimpea. Portocală, din nou o notă în vârful piramidei olfactive, ce nu este listată la Olimpea. Iasomie, floare de ghimbir. Acestea le avem. Note de mijloc, identice precum cele din Olimpea, vanilie și sare. Note de bază: ambră cenușie, pelin, care nu-l regăsim la Olimpea, lemn de santal, lemn de cașmir. Fix aceeași poveste ca la Olimpea. Bun. Rose Noir. Rose Noir este altceva. Altceva în ce sens? Avem ADN-ul din Olimpea, însă se deschide
ușor mai suculent și mai efervescent, dacă pot asocia acest termen unui parfum. Are o deschidere mai suculentă, mai efervescentă decât cea din Olympia. Este mult mai cremos decât Olympia. E genul acela de parfum, v-am mai spus eu în alte clipuri, rotund, bogat, compact, da? Este un miros mult mai dens, mult mai in your face decât Olympia. Este genul acela de parfum intens. Este un trandafir vanilat. Disclaimer. Știți, din nou repet, nu iubesc trandafirul în parfumuri. Însă, trandafirul din roz noir este acel trandafir nobil, acel trandafir, nu știu, catifelat, acel trandafir bogat, acel trandafir aparte. Da? Pentru mine este un trandafir aparte pentru că, subliniez, nu iubesc trandafirul în parfumerie. Este o Olympia, roz noir, este o Olympia mai luxoasă, mai stilată. O Olympia mai elegantă, mult mai sexy. Știți că tot timpul vă spuneam eu că pentru mine Olympia este cel mai sexy parfum de designer pentru o femeie. De ce? Pentru că pe mine Olympia mă transpune la mare, la plajă, pielea aceea sărutată de soare, cu câteva firicele de nisip pe ea, da? Și tot timpul v-am spus că este cel mai sexy parfum de designer. Odată cu apariția lui Roz Noir în viața mea, treaba s-a schimbat. Roz Noir este mult mai sexy, mult mai elegant. Nu știu, ori datorită notelor de trandafir, portocală și pelin. Acest trio, da, această triadă face parfumul să fie altfel, altfel în sensul bun al cuvântului. Deci, aici avem Olympia, aici avem Roz Noir. Este același ADN, nu știu cum să spun. În Roz Noir găsim ADN-ul din Olympia. Însă, din nou, este o Olympia mult mai elegantă, mult mai stilată. Vă mai spuneam eu că, virgulă, casa Ahmed al Maghribi este o casă de nișă. Aș putea să fac un joc de cuvinte și să spun că Roz Noir este o Olympia de nișă. Da, este o Olympia de nișă. În accepțiunea mea, așa îl percep, așa îl resimt. Performanțele pentru Roz Noir, din nou. Dacă la Olympia vă spuneam eu că duc undeva la 7 ore, 6-7 ore, la Roz Noir, la prima purtare, da, o zi completă, cum spun eu, de purtare, s-a resimțit în jurul meu undeva, țineți-vă bine, la 11 ore. Da. Eu mă trezesc în fiecare dimineață la ora 7, repede, repede duș, primul lucru parfum. Prima purtare de roz noir, mii de scuze, înghețată, 11 ore. Deci 11 ore și ce mă surprinde pe mine este faptul că acest roz noir nici măcar nu i-am dat timp să se macereze. Știți, parfumurile arabești, dacă le lăsați minim 2 săptămâni la locul lor, în cutiuța lor, sau nu neapărat, undeva în dulap, da, la loc întunecat și cu o temperatură constantă, se macerează. Da? Vor căpăta alte performanțe și inclusiv mirosul se va schimba.
Deci, dacă roz noir m-a dus 11 ore nemacerat, nu știu ce va ieși din parfumul acesta după ce se va macera. L-am purtat, acum câteva zile a fost serbarea de sfârșit de grupă mică la grădi, da? Primul an de grădiniță al juniorului meu. Și eu am o chestie, îmi place să leg parfumul de evenimente, de persoane, de amintiri. Am chestia aceea să creez amintiri olfactive. Și pentru că l-aveam pe roz noir și nu l-am purtat momentan la niciun eveniment, am zis că îl voi purta. Jur. Efectiv, toate mămicile m-au întrebat ce parfum port. Și cele cu care sunt oarecum mai apropiată și mai discutăm vers și uscate, cum spun eu, mi-au spus chiar faptul că seamănă cu un parfum cunoscut de ele, însă nu este acel parfum, pentru că acesta are altceva, se mai simte ceva. Și bineînțeles că le-am spus tuturor despre roz noir. Concluzie. Între Olimpea și Roz Noir, eu categoric, cu scuzele de rigoare tuturor doamnelor și domnișoarelor ce înclină, iubesc, adoră acest parfum, pentru că și eu am făcut parte din această categorie de mare iubitoare de Olimpea, însă de când a apărut Roz Noir în viața mea, eu prefer Roz Noir. O spun, o susțin și mi-o asum. De ce? Revin, reiau, mă repet. Este mult mai elegant, mult mai sofisticat, este luxos, nu știu. Performanțele sunt cu mult peste Olimpea. Și da, de-abia aștept să vină vremea mai rece. De fapt, nu de-abia aștept, că vreau să ne bucurăm cu toții de vară. Însă, când va veni vremea mai rece, cu siguranță vreau să îl testez și atunci. Vreau să văd la temperaturi mai joase ce notă iese în evidență din tot amalgamul său. Roz Noir este undeva pe la 165 de lei, dacă nu mă înșel, pentru 75 de mililitri. Încă o paranteză. Aveți mare grijă, dacă doriți să-l achiziționați, la cantitatea de parfum ce vă aplicați. De ce? Acest roz noir are 44% concentrație de ulei. N-am dat importanță, eu oricum v-am mai spus, sunt overspray-er. O zi întreagă mi-a bubuit mai pe românește capul. Pur și simplu am spus că mor, da? În afara faptului că n-a ieșit nici la duș, nici la nimic, m-am exfoliat, mi-am dat de 3-4 ori cu gel de duș, neam, nimic. Bun. Vă aștept cu mare drag și cu mare nerăbdare în secțiunea comentarii să-mi spuneți ce și cum, dacă nu aveți roz noir, deși știu că multe dintre voi l-ați achiziționat. Măcar să-mi spuneți cum percepeți sau în ce relație sunteți voi cu Olimpea de la Paco Rabanne și vorbesc, nici n-am specificat, este Olimpea prima variantă, nu este niciunul din flencăre. De altfel, nu mai știu, nu mi-aduc aminte, știu că cineva m-a întrebat când eu am spus că Roz Noir seamănă cu Olimpea, însă are ceva adăugat, dacă seamănă cu vreun flencăr. Nu-mi pare. Nu știu. În momentul de față și la câte purtări are roz noir din partea mea, nu,
nu-l pot asemăna cu niciunul din flancărele Olimpea. Este genul de parfum cu ADN Olimpea. Găsiți și aici nota de sare. Din nou, disclaimer. Nota de sare din roz noir este mult mai natural lucrată, mult mai frumos redată decât nota de sare din Olimpea. Acum, avându-le pe ambele, purtându-le pe ambele, din nou vă spun, înclin mult mai mult către roz noir, deoarece pe roz noir îl percep mult mai natural lucrat decât Olimpea. Categoric. Da? Deci, Olimpea pe piele, în momentul de față, după 5 ani de purtare, mi se pare sintetic. Nu spun că roz noir e 100% ingrediente naturale și așa mai departe, însă felul în care este lucrat, felul în care notele sunt redate, este mult mai fin, mult mai cremos, este categoric altceva, cum spun eu. Da? Cam atât pentru clipul de astăzi. Știu, mi-ați mai cerut și pentru Burberry Her. Promit că îl facem și pe acela. Dacă nu mă înșel, chiar următorul va intra și acela cu variante de buget. Până atunci, vă aștept cu mare drag și cu mare nerăbdare în secțiunea comentarii. Ca de obicei, în descriere veți avea link către Parfumas, de unde puteți achiziționa roz noir. Și din nou vă voi lăsa cea mai ieftină, voi căuta cea mai ieftină variantă, cel mai ieftin site pentru Olimpia de la Paco Rabanne. Vă mulțumesc, vă doresc concediu plăcut, dacă urmează să plecați, știu sigur de Mihaela că va pleca în concediu. În rest, pe toate, vă îmbrățișez cu mare drag, vă mulțumesc din suflet. Din nou, îmi cer scuze că nu. Ați văzut, uneori răspund și abia după 2 zile. De multe ori, ori nu primesc notificări, ori nu am idee ce se întâmplă, nu răspund imediat ce îmi lăsați voi comentarii, ori pe YouTube, ori îmi scrieți pe Insta, ori unele dintre voi m-ați găsit și pe Facebook. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc zile minunate, concediu plăcut și neapărat să fiți parfumate. Vă pup cu mare drag și vă mulțumesc!